Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarceți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama galadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare toate cu gemeni și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te! Întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te! Întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?